seară cu Bosnia, un adversar modest. În seară, da, un adversar modest, dar mă bucur că a fost serioasă și ne-am respectat pe noi în primul rând și am ieșit victorioasă, să zicem. Da, ai fost surprinsă că ai început în primul 7? Da, am fost puțin surprinsă, dar și fericită în același timp și mă bucur că ne-am așa din pare națională și sper la cât mai multe meciuri. E o concurență între voi aici? Totdeauna este concurență, dar până la urmă cine este mai bun, acela se joace. Este și pe afară, suntem prietene, în teren să nu... Iată că profesorul Perate a ales pe tine prima. Da, și mulțumesc frumos și tot timpul încerc să-mi dau tot ce mai bun și să aștept ca națională. O victorie care e importantă, mai ales pentru moral, plecați în Grecia. Tot da. Un adversar modest. Da, tot un adversar modest, dar trebuie să luăm la fel meciul ca atare și să fim concentrați și să fim mulțumiți. Bătaia va fi cu Croația, de fapt, și nu? Așa este, dar până acolo ne concentrăm pe meciul din Grecia. Așa, și vom pe campionatul mondial, vă faceți mâna, nu? Da, da. La mondiale cum o să fie? Acolo grupă grea la mondiale. Grupă grea, dar mergem înainte și sperăm să avem un parcurs cât mai bun. Da, că este și o miză.